Salutare dragi tovară și bine v-am găsit la un nou story time. Astăzi vorbim despre clasa 9. Am văzut că ați acordat un suport foarte mare pentru clasa 1 și clasa 8 când am făcut story time. despre. Așa că astăzi vorbim și despre clasa 9 cum a fost primul meu an de liceu de unde a început chinul pentru mine. Înainte de asta, vreau să vă spun că este doar un remake acest videoclip pentru că am mai făcut un clip acum vreo 3 ani, plus că am mai povestit și prin alte episoade despre cât de căcat a fost liceul pentru mine și... Dacă îmi scapă ceva, vă recomand să căutați pe canal la mine, am acolo videoclipul despre clasa noua, deci acesta este doar un remake. Mai este și clipul în care am vorbit despre tumoare, în care am povestit niște întâmplări, că na, tumoare am făcut în timpul liceului. Dacă n-ați văzut nici clipul cu tumoarea, îl aveți pe canal, la Storytime-uri, la secțiunea storytime mi se pare. Acum să începem cu clasa noua. Vă zic sincer, eu la început în clasa noua eram cu, cum să spun, eram așa cu capul nori. Aveam impresia că să ce liceu în România e, cum vezi în filme serial în afară, adică gata, începi să ai petreceri, te distrezi, dai la buci, chestii de genul. Ți-o minte că eu am fost, când să mă la liceu, a trebuit să-mi iau și uniforma, pentru că uniforma obligatorie în 2014 la un liceu unde majoritatea sunt de pe la țară. Și se intre și cu media 6 Domnule liceu Prestigiu trebuie să vină lumea în uniformă Chiar și aia care Umblă cu cuțite la ei Mai aveam eu pe unii care mai aveau cât un briceac. Bine ei s-a mai mult să Se prostească Sau mai aveam eu un coleg care tu ce a venea cu briciagul El își mai curăța cât urbări Că nu putea să muște din el În fine dar mai aveam și de aia pe acolo smart 2. Din fericire, pe la alte clase Și am început Dacă nu mă șel în 2014 În septembrie pe pe 15 septembrie, că mă uit aici pe calendar, ori 15, ori 22 septembrie, una din ele. Eram în curtea școlii, m-am găsit cu doi colegi și o colegă din a 8 erau la alte clase, eu nu știam pe nimeni, nu știam ce coleg o să am eu în clasă, eram vai de capul meu. Se făcuse care o că trebuie dita mai festivitatea să vină și popa să ne cânte, să ne facă numai acatiste să nu rămâne repetenți, n-am înțeles rostul acestor festivități. Adică, păi ce pe un an școlar? Ce începe tot timpul? La fel, că am uitat să zic o chestie. Aici, în generală, cine a fost director, făcea dansuri cu copiii. Și întâi îi punea pe copii să danseze vreo două ore în soare, după aia ne dădea diplomele și plecam. Ca să, ca 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 știa că nu mai rămâne nimeni să uite la copiii cu dansează. Da, nu mi-au plăcut festivitățile de genul, pierdere de timp era mai simplu să venim direct să luăm cărțile și să plecăm acasă. În fine. Și nu știam pe nimeni de la mine din clasă. Erau careurile alea acolo pentru fiecare clasă. M-am pus și eu într-un careu. În timp m-a luat o, co o, colega aia 8 a, a tras de mână să mă pună în careu. Ei zic, ce faci? Să uita asta un pic. A, stai că nu mai este colegi acum. Și m-am pins. Era ca de cap săraca. Și mă pun la careul meu. Eram la D de la Dubitoc. Pardon, D de la Deștept. Ca să fiu narcisist eram la literat profil știința al naturii sfatul meu nu vă place matematica mergeți la uman când spre minele vostru eu n-am putut să merg la uman din două motive unul ăsta era singurul liceu care avea clase de uman și avea doar două și eu am numerit la alea de real că erau mai multe pentru că de ce nu hai să facem 4 cu 2 că mai căutate clasele de real decât alea de uman așa și în al doilea motiv a fost o clasă mate info bilinv. Nu pe engleză, pe franceză. Cine dracului se duce de plăcere la franceză? Toți care s-au dus, care s-au băgat pe clasa de bilim, s-au băgat acolo doar ca să aibă un loc asigurat la liceul ăla, atâta. În fine, și toți ia direct s-au transferat de la început, de în Japan, nu s-au transferat pe la uman pe unde au apucat ei și astfel n-am mai avut și un loc la uman. Era bine la uman, pe acolo erau gagici, erau alți profesori, Noi nu făceam cu acești profesori cu care, care erau și la real, diferau foarte mulți. Era spre avantajul meu, poate nu mă mai puneau să tund, să mă tund. În fine, și am început acolo. La un moment dat, înainte să zică, clasa noua de, a zis, dă cine o să ne fie diriginte. Și a spus, domnul profesor de sport care n-a mai fost diriginte de nu știu câți ani de zile. Și eu mă gândeam, doar de ce n-a fost diriginte? Și mi-am dat seama de ce. Ne cheamă în clasă, se comportă el mai ha, ha În fine, ne-am luat cărțile, și ne-am dus acasă. A doua zi de școală, a doua zi de liceu, pardon. A, ah, da, încep să fac și naveta, că stau la țară. Fă naveta, știți ce condiții nasoale aveam? De vreo două ore a luat foc autobuzul, deci la un moment dat, dacă ați trecut prin perioada lui 2015-2016 um, pe DN2, Înspre, și ați trecut pe lângă urziceni și ați văzut un autobuz care și-a fum din el de la motor, avea dita mai dura de, de fum și mergea cu 80 la oră, să știți că s-ar putea să-i fost și eu în autobuzul ăla. Deci era un autobuz, un Renault, cred că era de la de prin anii 70, cum să spun. Cred că era de seamă cu părinții mei autobuzul poate chiar mai bătrân. Nici măcar n-avea locuri. Avea câteva locuri în spate, vreo 15-16 locuri în spate și încă câteva pe o parte și rest trebuia să stai în picioare. Ăla era practic un autobuz de ăla așa pentru curse în oraș, gen e un strămoș al autobuzelor STB din București. E, ăsta care era teoretic unde ăsta să te plimbe câteva stații prin oraș, nu, trebuia să facă naveta. De la mine din fața casei până la Urziceni vreo 20 de kilometri. Și mai sunt sate în direcția acolo, mai departe de Urziceni. Deci cred că autobuzul ăla mergea vreo 30-35 de kilometri. Imaginați-vă. Să, fiu, să bagi 100 de inși, majoritatea să stea în picioare și gândiți-vă la aia care mergeau 30-35 de kilometri cu autobuzul ăla. Eu mergeam doar 20, era mai norocos un pic. Și pe lângă asta și abonamentele scumpe Acu Și biletul Cândva era 4 lei un bilet de autobuz Până la Ursicei Deci de la mine până acolo sunt vreo 20 de kilometri Acum s-a făcut 8 lei Ce puțin acum vreo un an sau doi știu că era 8 dacă nu s-a scumpit 8 dus, 8 întors, 16 lei cu 16 lei, bași 3 litri de benzină. Dacă ești o mașină cu consum mic, ești mai câștigat să mergi cu benzină decât cu autobuzul. Ca idee cât de scumpe autobuzele. Și totuși ăștia au monopol aici, adică singura firmă de transport public, alta nu există, nu există tren, nu există nimic. Ori ai mașină, ori o iei prin pădure, ori cu autobuzul. Mai am eu pe unii care mai ai prin pădure la urziceni, mă mir că nu-i mănâncă șacalii, sau șacai, cum să-l pronunța. Așa. Și a trebuit să încep să merg cu naveta. Mi-am făcut abonament, era abonamentul ca un fel de buletin așa arătat, dar mai mic. Țin minte că eram... Arătam ca o mai maimuțoi. Mă mir, nici nu mă mai mir de ce n-aveam prieteni în perioada aia. Deci arătam, cum să spun, eram tu un scurt, pușcăriaș, aveam o mustață, cum să spun, asta e ok, arată a mustață, aveam mustață de aia de pana corbului, așa ziceam, mustăcioară de fecior pana corbului. Eram un sacou la uniformă și aveam și cămașă, băgam că și ceva de cămașă. De, la liceu trebuie să ne îmbrăcăm elegant. După aia am început și eu să vin în blugi, m-am șmecherit. Îți dai seama șmecheriei că veneam în blugi. Practic era șmecherie să vii la liceu la în blugi, că nu prea te lăsa cu blugi. Atât de comuniști erau, că nu numai în comunism, dacă avei blugi, considerat, nu știu, de, nu știu ce fel de om și erai... Uh, erau ăștia rasiști cu tine. Și pe lângă asta, să nu uităm de mineriadă, dacă te prindeau unul pe stradă că aveai părul lung sau blugi, te omorau minerii. Băga și picioarele, da, genul ăla de liceu este unde nu-i voie cu blugi Și nu zic de aia rupți, că nici mie nu-mi plac blugii rupți De ce se piciorul pe afară prin ei Pui mei, poți să iau și eu așa o pereche din ceva în grodă ăsta de la niște chinezi Iau eu patru perechi de blugi, dau la câinele meu să-i roadă și gata Zic că mi-am făcut blugi cu ebay Așa Deci arătam oribil în poza aia oricum, eu după ce am terminat liceul și am terminat cu abonamentul ăla, l-am rupt și l-am aruncat să nu-l mai văd în viața mea. Eu am vrut să-i dau foc. Așa. Norocul meu a fost că după ce am început a 10, în a doua sau în a treia lună, deci undeva prin octombrie-noiembrie, primăria de la mine din sat plătea integral abonamentele și am scăpat să mai plătesc abonament. Singurul lucru bun de care, da, am mai, cred că am mai făcut ceva prin barul de atunci. Dar știu că ne-a plătit abonamentul și aia a fost o chestie genială. Deci m-a scutit de vreo 140 de lei, 180 de lei cât dracu dădeam de pe abonament. Că școala ne deconta cam jumătate pe acolo. De atunci am și cardul pe care l-am acuba, cardul bancar de pe care scot bani din YouTube. E de atunci de când îmi deconta școala abia jumătate. Eh, eu am fost cel mai pizdos din clasă, îmi plătea primăria abonamentul integral. Bine, plătea numai pentru cei de la mine din comună. Și cum de la mine în comună nu sunt atât de mulți copii, n-a fost o cheltuială chiar atât de mare. Așa, oricum ce am observat eu mereu, mai ales că na, eu fiind de-a lungul anului se împuțina, se golea autobuzul, adică mulți pe care -i vedeam pe la începutul anului în autobuz, până în mai, iunie, până să termine cei, și cei de-a 12-a. Bă, se extrem de mult autobuzul, deci erau foarte mulți care se lăsau de școală. Fie erau boboși, se lăsau, fie se lăsau mai târziu, dar erau mulți care se lăsau de școală. Adevărul că mulți se duceau degeaba. Deci cum să vă spun, deci în autobuzul în care am fost eu, ci că am nimerit o perioadă bună, mai liniștită. Mi-a zis un prieten mai mare ca mine cu vreo 4-5 ani că era dezastru, se omorau aia pe acolo, se tăiau, era oribil. Nu-l contrazic. La mine tot așa, veneau cu boxa, băgau manele, și unul la un moment dat într-o într seară, că în clasa noi eram după masă și plecam seara, era unul cu o cutie de prezervative, începea să umfle așa prezervative. <fixi> și le umfla de se făceau cât trompa lui Dumbo sau cum îl chema pe elefantul ăla. Bă, și uite că a zburat odată din limbă de la el cum îl umfla din gură, direct într-un geamul ca că n-a spart geamul, a ta așa de tare s-a plezit, a avut presiune ăla. Erau durex, de-aia s-au putut umfla atâta. Altă întâmplare, jucau, se juca barbut în autobuz. De mai venea câte unul, băi, sunt de și mie 5 lei că dau, îi scot acum la barbut. Eu n-aveam bani la bine, P atunci că eram o sărăchie de om, nici că n-aveam donații. Nici nu m-a apucat de YouTube, de fapt. De YouTube m-am apucat de abia după ce am terminat clasa noua. Prin vara aia m-am apucat eu, în ze nu 10, august, 3 august 2015. Eu am început uh, liceu liceul în 2014. Abia ce și-a și -a refăcut Codrin canalul atunci, că știu că i-a fost șters canalul Codrin. Avea câțiva colegi care se uitau la YouTube, se uitau și pe YouTube, nu se uitau. Mulți încă se uitau la TV, eu deja nu mă uitam la TV în perioada aia, mi se părea o prostie. Eu am observat un lucru. În momentul în care treci printr-o etapă a vieții, un om se schimbă, fie devine un om mai bun, fie devine o jigodidă de om. Bă, și mulți care au niște copii mai cum iți așa? Cum au ajuns la liceu, au început să aibă o grămadă de bășini în cap. Că, domne, sunt la liceu acum, nu mai sunt în sat la mine, nu știu ce, mai aveam de aia. Eu știu că eram foarte retardat prin clasele bici, adică... Pe la liceu, prin clasa, nu am început să mă mai potoleșo, eu. Era cam diliu, era mai roca acum, ca idee. Acum cât de cât fac glume mai dili, mai de oameni mari. Pă atunci ziceam și multe prostii logice. Da, oricum, am mai potolit și eu de atunci. Țin minte când am terminat clasa nouă, un coleg mi-a zis că, bă, Ovidule, bă, tu în fiecare zi ai venit cu câte o surpriză, cu câte ceva nou. Acum nu știu dacă a fost de bine sau de rău. Dar oricum, așa că de cât eu eram ăla care era un pic mai ciudățel, stăteam în prima bancă, nu prea vorbeam cu nimeni la început, că nu știam pe nimeni. De fapt, eram în penultima bancă. Și după aia au aranjat ei nu știu cum la ora de genții eu am fost absent și a rămas loc liber în față și m-am pus în față. Ce trebuie mi-a plăcut să stau în față, pe dreapta, la perete, nu de alta. Dar uh, auzeam mai bine ce preda profesorul și în general și vedeam și mai bine la tablă, că din spate acolo nu știu ce se aude și ce se vede pe tablă. Și pe lângă asta, dacă e să, copie, să copieze vreunul profesor, se uită la aia din spate, nu la aia din față. Că na, dacă mai merge printre bănci, trece repede de tine până se întoarce mai e, deci e ok. Așa. Și în a doua zi, am întârziat că întârzi auto... A doua zi sau a treia zi? Nici nu mai știu. Ideea e că îmi întârzia autobuzul pe la început și aveam un profesor, cel de fizic, care încerca să pară mai... Nu, nu, prima, nu în a doua zi am întârziat. Nu în a doua zi. În a doua săptămână așa. Deci în a doua săptămână, într-o zi de marți, am întârziat câteva minute că venea mai târziu autobuzul meu, că dura mult să se umple, că lua mulți dintr-o altă loc, dintr o localitate mai aproape de urziceni. Între timp le-a băgat uh, primăria de acolo autobuz separat și așa s-a mai golit și autobuzul la noi, că era dezastru. Și pentru faptul că am întârziat câteva minute, era foarte supărat. și deci acum îți permiți, bă, ai întârziat, ți-a întârziat autobuzul, nu-i vina ta, dar să știi că la examen nu te primește. Hai, treci în bancă, data viitoare nu te mai pribesc. Eu eram încă pe mine, sincer. Deci, de fapt, aveam două gânduri în cap. Unu, aoleu, m-am bancă pe mine. Și al doilea gând era, ăsta ar merita să-l chem pe mu să vedem dacă mai comentează. Eu chiar mă gândeam la chestia aia atunci. ce drept, uh, la un moment dat se potălise profesorii că începea să glumească cu noi, să așa era băia de treabă, până ce a venit faza în a 12-a cu tunsul și de atunci nu l-a mai suportat. Da. Dacă cunoașteți profesorul care Nu suportă pletoșii de la liceu teoretic Pardon, colegiul național Grigore Boisil Din urzeci ani, bă să-i urați multă sănătate Din partea mea și îi sper să nu îi Ia foc mașina, dacă Boisil că și-a schimbat-o și el În fine Și da Era cam nervos că am întârziat la oră Asta e uh, Și pe lângă asta Nici nu făceam la noi în clasă Deci prima oră Pentru noi fiindcă eram boboci N-aveam clasă la prima oră. Trebuia să mergem pe la alții. O dată aveam spor prima nu, n-am avut spor prima oră, dar am avut ba tic, ba info, la alea mergea că le făceam în laborator. Dar la alte materii trebuia să fim într-o altă clasă. Bă, și ți că încurcam mereu clasă la care trebuie să merg. Eram flotanți și nu făceam flotări. Și am intrat peste alții. Și în timp ce am fost, a, mă scuzați, deci în timpul ăla Santos, profesorul la mine și n-a câteva secunde a, mă scuzați, am greșit clasa. Îi dădeau test, nu știu ce făceau. Deci instant toți în grup s-au uitat la mine, s-au uitat la profesor, au văzut că profesorul se mai uita la ei pentru câteva secunde. Au scos repede caietul să copieze să ceva. Bă, deci a fost o chestie genială. Cred că mi-au mulțumit pentru chestia aia. Frumos, știu că era un profesor bătrân. Nu știu cum îl cheamă, n-am făcut cu el. Frumos, ce să zic, da? Ce a mai fost prin clasa noua? Nu ne-a prezentat nimeni în liceu, ne-a luat profesoara de română și ne-a plimbat să ne arate cam cum stă treaba. Bine, nu era câl dar ne-a povestit însă că la un moment dat era unii care nu găseau pe unde e baia. Ceea ce nu știu cum e posibil așa ceva. <laughs> că era în mijlocul holului. Și nu găseau unii baia și au ieșit din liceu și au mai intrat toată ca să o găsească. Foarte aiurea. Aveam doi colegi grași, Bine, aveam mai mulți colegi grași. Eu nu eram gras, pe atunci eram băț. Deci așa eram. Tot liceu eram așa. La un moment dat am dat să fac puțină burtă și am și am făcut umoarea aia și iarăși m-am făcut mai băț de atât. Jumate de deget de ăsta eram. Bă, și la un moment dat îl fugăreau unul pe altul la etajul 1 sau la etajul 2, nu mai știu. Cred că la etajul 1 eram. Da, eram la etajul 1 clasa 9. Gen. deci prima oară o făceam la alții, după aia a doua, a treia până la 6 oră sau a Sper că aveam și zile cu 5 ore, pare. Dar oricum, deci prima oră în alte clase, restul la etajul 1. Și aveam un dulap de la mic și o scândură ruptă. Și au desenat unii pe alții mai mari și l-au și -au botezat scândura aia șupcă. Nu se mâna cu scândurile nedecenii, dar au încercat și ei. Și ți minte că se fugăreau ăștia doi. Ba, băgase -o ăla un pic mai slab ca el, a băgat o viteză față de la gras, dar erau și moare, adică erau doi de, de 1,90 m aproape, nu știu ce. Chestia a fost tare, că eu în general eram la un moment dat cel mai înalt de la mine în clasă, practic din școală că eram singurul de opta. Și mai, că eu mai aveam doi înalți, dar ei au plecat la călăraș la canotaj și am rămas eu cel mai înalt. Și mă obișnuisem că ăștia să fie un pic mai scuns ca mine. Și ajung la liceu. Nu știu cum se face, cei mai înalți din cei de a noua sau numerele la mine de clasă. Deci în afară de unul cu care încă ți legătura pe Instagram, geamănul unui coleg de-al meu și că vreau de la o altă clasă, restul cei mai înalți erau la mine. Deci eu eram pe treia mai scunzi. Dar nu eram scund că eram scund, că am un 80, avem și o atunci un 70 ceva, cred. Aveam numai de aia, de 1,85 m. Bă, deci, și acum când M-am găsit de Crăciun, da, de Crăciun m-am găsit în gară cu un coleg. Bă, mâncați și că l-am văzut cât de mare Întâi am zis că un de la paznic de, de pe la dalea unde se joacă la păcănele, e de la de dacă ai dat cu un aparat, îți rupe capul. De unde era un coleg de -al meu care era foarte de treabă. În fine, și da, deci i-a rămas nimic când am văzut că nu m-am la mine în clasă și eu sunt destul de scund față de restul. Aveam și mai scunzi de 1,70 m, cred. Sau aveam de maxim 1,70 70 câțiva, dar majoritatea erau foarte înalți. Și înalți și slabi și grași aveam de toate tipurile. Așa. Păi și când se fugăreau aia doi, că n-am apucat să zic, s-a zgudit toată școala. Era mai spre seară, mulți plecase acasă, bă, și se zgudea școala când fugeau aia doi, vai de capul meu. Deci, practic, fugeau vreo 200 și un pic de chile, numai așa, să-l prindă pe altul, să-l bată, să-l bată. Maxim îi o palmă după ce a făcut și el era mare, dar nu era agresiv, era blând. Da. Și cam așa era și cu întâmplarea cu ăștia doi. În primul semestru am stat singur în bancă. În al doilea semestru s-a transferat unul de la altă clasă la bine. Îl chema, de fapt încă îl cheam Ovidiu ca pe bine. Și am rămas foarte bun prieten, chiar dacă avea foarte multe glume proaste. El avea multe glume de alea de șantierist, că el vara Că, de fapt, de înainte să înceapă liceu, el căra la betoane. Avea omul la niște mâini, dar era scund, dar avea niște mâini groase, bă, ăla îi punea pe toți la scandă ce mâini groase avea. Dar, de felul ci ce fuba, era și bețiv, adică am văzut, mi-a arătat o filmare, nu mai știu, cred că în a 10-a s-a întâmplat asta. Bă, era omul meu, muș de beat, și îl în robă. Era cam... Uh... Cam bagabon de felul ei așa de pe la țară, de pe unde, bine, și de la țară. Eu eram mai diplomat, ăsta era mai bagabon așa, dar și o vrăjeală în el, fai de capul meu. Dar mă bazam pe el. Deci eu îi dădeam o dată câteva zile un leu să-și iau o țigară când aveam bani la mine, el îmi dădea să copiez la teste. O afacere foarte bună. Și da, când l-am avut pe ăsta coleg a fost mai mișto. Eu veneam cu telefonul la școală, că-mi luasem și eu la un dat telefon cu touchscreen și făceam așa. Ne uitam la mă uitam cu el la wrestling dimineața sau la ce ne uitam sau mai împrumuta el căștile. Când prindeam Wi-Fi-ul la șcăna, fiind navetiști, navetiști flotanți, găseam și eu de-astea rețele cu Wi-Fi și unii aflau parolele de acolo. Deci pentru cei care esteți la Grigore Moiseu, să știți că parolele la Wi-Fi erau, nu știu dacă mai sunt la fel. Dar pe atunci erau Grigore, Grigore Moiseu, numai așa erau parolele, peste tot, la Secretaria, la CDI, la toate alea. Dacă aveți nevoie de parole, sper să mai fie valabile astea. Și ce s-a mai întâmplat, bă, pe atunci? De fapt, multe parole le-am mai învățat și prin clasa 10-a 11-a. Că timp de două săptămâni trebuia să fim flotanți, pentru că nu înțeleg logica. Au trebuit să bage ei clase mici, gen de școală generală, dar n-aveau locuri destule și trebuia mereu să fie unii flotanți. O prostie absolută. De ce mai bine lăsa dracu să fie liceu de liceu și gata? Nu mai stăteau să mai bage pe unii mai mici, să ne țină pe noi, să faci să fim flotanți. Și pe lângă asta, numerotarea la clase la mine la liceu era așa. A, B, C, -d -f -c. EU nu era, că era clasă sportivă și nu mai există. Uite, în loc să facă și o clasă sportivă, era și echipa aia de fotbal, nu-l zicem, că au luat și ei campionatul acum vreo 12 ani, s-a desfințat echipa după și au făcut și record de puncte în Champions League pentru o echipă românească. Da. Și s-a dus și clasa aia sportivă, n-am apucat-o, nici nu era sportiv, era de mult clasă sportivă. Uh, la ora de sport ne punea să spălăm sala, deci pe lângă că ne punea să venim cu adidași curați ne punea să mai spălăm și sala, că n o femei de serviciu, trebuia să spălăm noi sala pentru că da. La fel, băi, mi-am mai întrebat o chestie. În general ne punea să fim elevul de serviciu, să ștergem tablă și să ducem coșul de gunoi. Eu nu înțeleg o chestie. De ce să ducă elevul de serviciu coșul de gunoi? Pentru ce mai e femeia de serviciu? Aia ce mai trebuie să facă? Doar să spele pe jos pe hol. Bă, femeia de serviciu trebuie să ducă coșul de gunoi, nu elevul, ce naiba. Ne punea să ducem coș de gunoi în general. Eu de-al dracu nu-l duceam deloc, că făceam câte doi cum eram pe bănci. Eu făceam altfel. Băgam piciorul ca țăranul, că aveam și bocanci, că de pe atunci purtam bocanci iarna. Băgam piciorul coșul de gunoi și îndesam tot să duc altul în ziua următoare. Ce dracu, vă duc eu gunoiul, ce dracu. Mai aveți și femei de servici, plătiți-o pe aia. La liceu ne duceau, veneau alea de două, 3 ori pe zi și ne duceau gunoiul. Era altceva. Uh, ce mai eram așa prin. La un moment dat era o clasă pe care au făcut-o nu știu ce laborator, care a fost o jegbăneală. Au mai pierdut -o, aia o clasă. Deci ca idee, era așa rândul de bănci în jur, știu că atunci ne-am uitat la intangibili sau ceva film de la francez cu niște negri din ghetori de prin Paris, parcă și era destul de amuzant că era unul cărucior. Era amuzant filmul ăla. Așa. Și la fiecare bancă erau niște mufe de alea de Jack și să ascultam la căști că ne punea pe vino. O prostie, nici n-am folosit chestia cred că au fost Da, vor fi folosit-o alții. Au mai pierdut o clasă cu ocazia, o sală de clasă. Așa, ce mai era? târziu mi-am dat seama că oarecum, deci pentru cei care nu ați fost la liceu ăla, sau poate, știu că genul ăla de clădire s-au mai făcut și pe la Slobozia, parcă și prin alte, locali, alte orașe. Cumva ca să intrăm în sala de sport, sala de sport era o altă clădire lipită de liceu. Și veneam așa pe un col și apoi făceam dreapta ca să nu la vestiar. E, până să facem dreapta, coboram niște trepte. Până să cobor treptele alea, unde mai era și intrarea de afară, că mai puteai să intri și pe din afară la sala de sport, uh, în dreapta era geamul de la vestiarul fetelor. Târziu mi-am dat seama că pot să mă uit pe geamul lor să le văd cum se schimbă. Târziu mi-am dat seama, nu prea am apucat să le văd, că nu prea făcea nimeni, nu mai făcea nimeni ora de sport la noi, pentru că aveam cel mai prost profesor, nu așa de, de în clasa noastră, cel mai prost profesor din tot liceul, aveam noi ca diriginte. Era genul de profesor care era de acord cu faptul că, deci chiar l a spus în gura mare că foarte bine că în Corea de Nord există șase tunsori pentru toată lumea și gata. Și eu mă gândeam, ce dracu mă, Ăsta e prost sau se preface? I-am zis la un moment dat, domnul diriginte Ceaușescu a murit acum 30 de ani. O proastă din clasă, că altfel nu poți să zic că îl pupa în cur. Dacă ești un pupincuri, cur, ești prost. Ce să mai chid că nu era meu tocinar îl pupi în cur pe prostul proștiu, ești mai prost ca el. Așa, vine o tocinară de și zice, au video, a murit acum 28 de ani. Că mai contează ideea că l-am făcut comunist. Și se enervase dirigul la un moment dat, făcea, cum îți permiți să mă faci comunist? Am făcut ore cu profesori care au trecut în not, râuri ca să scape și pe mine mă faci comunist? Și eu mă gândeam, Pici, treabă are că au plecat ăia din țară. Bravo lor, tu de ce ai rămas în țară atunci? Puii mei, da? Și pe ăștia mai mari pe care i-am întrebat de dirigul al meu de sport, toți mi-au spus, ăla... Prost, cel mai prost profesor. Un bun prieten, l-am dat voia să-i rupă gâtul, că avea dragi pe el, căci că venise și bat, că mai avea obiceiul să vină bat. Ba, adevărul e că mi-a confirmat un coleg care era din sat de la el, mi-a confirmat ce, că o făcea la majoratul. Ce, să-l îmbătăm pe dirigu? N ai să vezi, să-l îmbeți pe ăsta? Bă, și-al dracu bea numai metaxă. Bere de astea, numai metaxă bea. Era o obsedat de metaxă, numai după tărie, era de la bețiv ca lumea, nici nu era de la noi, gen, din zona de aici. El era de prin Argeș parcă venit. Nu știu cum dracu a ajuns aici, cred că n-a putut să ajungă mai aproape de București și cred că de-aia a venit tocmai la, să predea la urziceni. Pe lângă asta, era nervos dacă nu-l salutai. Deci... Când am ajuns noi să fim a 11, a 12 și avea un carnet și dacă trece cu mașina pe lângă el și nu-l salutai, de ce, de ce, nu mă saluti? Păi sunt cu mașina ce fa, mă uit în dreapta să văd cine e pe șanț, eu mă uit înainte pe drum. Genul ăla de profesor Dar o să vă mai povestesc pe cât de prost era de Așa, și m-am mai găsit cu el o pe stradă. Cred că v-am povestit pe Ivor, dar o să ajung să vă povestesc ce mai era prin clasa noua. În a doua zi sau a treia zi când am plecat de la școală, că deja se făcea seara când plecam, că... Ca la 6 și 20 încheiam că erau orele modificate. Aveam pauze, unele pauze de 5 minute, apoi orele de 40 sau 45, unele ore mai, mai scurte. Începeam de la 1, nu începeam de la 12, alții începeau de la 12, noi începeam de la 1 Și la un moment dat treceam pe lângă un bloc chiar Deci eu ca să, de, pentru cei care sunt din zona urzicelului Eu nu luam autobuzul de la unde este și gara de trenuri de acolo Nu, eu luam de la Moș -Costache. mai e o acolo pentru autobuzele de pe zona de pe la mine și nu mai știu de pe unde Și... Fix că să trec pe lângă profi să fac stânga că sunt blocuri alea unde știu că e o frizerie pe partea stângă dacă o mai fi. Nu uh, numai îl văd pe unul că stătea la geam la etajul 1 la balcon și zicea Bă, tătai să moară copiii mei, bă, îți rup gâtul, adun banii că vin cu băieții după tine. Frumos, bun venit în ce! <laughs> da, mi-a făcut o imagine bună. De autobuz, nici nu mai are rost să zic. Deci, un dezastru cu autobuz. Stăteai înghesuit acolo, la un moment dat a făcut și autobuzul accident, dar eram clasa 10 atunci. O să vă povestesc cum a fost faza și cu accidentul în autobuz și acum văd că e ceva o fată ciudată și cred că, da, mi s-a pătat. Se vede aici? Cred că mi s-a pătat uh, camera. O șterg eu după, după, filmare. Așa. Și da, cam asta e faza sau... A, ah, ba, nu, cred că e... Sau ecran. Nu, nu e ecranul, e camera potată. Cine știe, trebuie să o șterg după Așa, și Ce să mai oribil și cu naveta Mi-am blestemat zile cu naveta aia Nici nu mai venea să merg, deci la un moment dat mi-am luat și o șaorba Să o duc acasă, mi-am luat o șaorba mare Ca țăranul, e pe atunci mult Dar nu mă îngășam deloc Și s-au înghesuit pe-aia, pe, aia, pe acolo. Bam, 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 vai de capul meu Îmi zice un coleg, cred că ți-a dus reacu urma aia Ajung acasă era intactă, i-a făcut post. Uite mă că a rămas întreagă și a urmat. Nu s-a dus. Deci, la un moment dat ne punea. Nu mai știu dacă le-a zis șoferul sau... Au vrut aia mai bar, dar am dat... Ne-a lăsat toți și așa că trecea poliția, nu ce Cred că nu De fapt, sigur nu-i lăsa să ne țină atâția. ți minte că am plecat toată cu microbuzul? Cred că era a 10-a când am plecat. Nici nu mai știu. Uh, am plecat toată de la liceu cu un microbus Că am plecat mai devreme Cred că era pe final de an Și Eram destul de mulți în uh, În mașina acolo Și ne-a zis șoferul Bă, ghemuiți-vă și voi să nu ne vadă ăștia Că suntem mulți în mașină Că trecea polția pe lângă noi Mai du-te la liceu băga și pula în transporturile României Ce mai aveam? Bineînțeles aveam un coleg prost de gură, că altfel nu poți să-i spun, bă, poate a devenit un intelectual acum, cine știe, poate e om de afaceri, nu știu ce s-a întâmplat cu el, că n-am mai ținut legătura. Dar, mă rog, toți ăștia erau tare în gură, adică... Unul încerca să-mi facă hate că m-au bucat YouTube, un coleg din generală care a continuat la liceu, altul, la un moment dat eu am plecat mai devreme de la liceu, și eu am plecat cu taică că a fost și în cu părinții și am plecat cu mașina cu taică meu. Și n-am mai fost în autobuz. Și ăla zicea, bă, a rămas în stare dar Ha, 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 Da, glume, ce să zic. Câțiva l-au crezut. Și după am întrebat unii, bă, ce-ai făcut ieri? Am venit mai devreme acasă? A, ei. Glume, ce să zic. Îi plăcea să bârfească. oia care erau mai... Uh, smardoi pe la... Generalul pe la mine pe acolo au ajuns, știu că mi-a povestit una că, care și ea s-a măritat între timp știu că unul dintre ei care era mai așa, mai nu știu cum mai fi pe aici prin generală, l-au luat și l-au aruncat pe geam de la, bine, de la parter l-au aruncat pe geam sau i-au aruncat banca pe geam. Deci ca idee ce au mai puțin și aia. Uh, nu știu dacă alții ori mai fi ajuns pe la pușcări dintre ei. Colegul al meu de bancă e, știu că parcă a plecat din țară, nu mai sunt sigur. El s-a lăsat de școală după ce a terminat 11 -a, nu s-a mai dus. A dat de carne ce o făcut și cred că a plecat în afară. Știu că la un dat mă sunase, dar nu mai are numărul meu și l-a schimbat. Uh, la un dat se mutase prin Pantelibon și zicea, bă, stau în Pantelibon. Am bani de chirie, mănânc, liniștim, muncesc, am vecin care bagă noaptea manele. Păi și nu-i bine pentru tine? Bă, da, mă duc cu ei pe acolo, mai facem tu un grătar. Bravo, frate, bine că te descurci. Și omul meu s-a scos, că așa și era mărât treu că da, aia trăgea la betoane. Mai a o întâmplare așa? A, țin minte că am prim... Uh, mi sper pare că prima mea notă la mate a fost un 2, dar pe semestru 2 mi l-a trecut. Aveam un profesor de mate, ăla nu știa să predea. Deci era unul, cum să spun, în alt cât Big Show și lat cât Big Daddy V, pentru cei care se uită la wrestling bă, era un om imens, cred că avea 200 kg omul ăla. Era așa, 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 așa era imens. Și când vorbea, vorbea într-un fel... Uh, deci era un fel de rider, dar mai răgușit. Nu mai răgușit, mai gras și mirosea mereu a tocană. E un articol în care el i-a smuls cercelul din ureche unui alt copil de la alt liceu și încă preda, am făcut din fericire doar un an cu el. Și mi-a trecut o dată un doi că mi-am mi -am luat o ore materiile pentru altă zi sau nu știu ce dracu am făcut, n-avea matematica la bine ziua aia. Și mi-a trecut un doi, pe semestru al doilea. Lu altul a trecut pe la absențe nota, Frumos, ce să zic. Frumos, să l-a dat profesor. A scris o tablă întreagă. După aia se scărpiuna exact așa. Și apoi făcea. Ștergeți. Și mai scrie o dată, Eu sunt inginer. Inginerii nu învață pe de rost formulele. Ele le, deduc. Bine. Ce inginer ai fost tu? Și apoi la un dat am făcut oare cu nevastă sa. Aia știa să predea. Ăsta n-avea habar să predea. Și încă îi predă pe la liceu pe la noi. Cel mai bun profesor, că l-a dat ceva și pagă să predea acolo. Vă dați seama, liceu de prestigiu. Băi, și mai avea niște momente de rigula la un moment dat. Cum să zic. La... După ora de sport, mai era o săliță mică pe unde mai făcea dansuri sau ce dracu făcea. Și era acolo un sac de box. Erau niște spaliere și... Un perete numai de oglinzi. Și face ăla. Bă, uitați-vă, Dirigu zicea, uitați-vă în oglinzi. Ce vedeți acolo? <hîm>, nu e venea să niște mucoși. Trebuie să fiți un viitor youtuber care o să vă facă liceu de râs, trebuie să fiți Vedeți că ăia nu se mai întorc înapoi, ăia sunt martori, nu o să mai fiți așa. Nu înțeleg ce a încercat să facă. Nu e ieșit, a încercat, cred că... Cred că s-o fi, încerc, -o fi uitat fără să vrea la un episod din Naruto și o fi dat de vreo scenă în care vorbea Kakashi sau cine știe. Da, mai făcea și el pe deșteptul, dar își băteau joc ăia mai bar de el. Îl trăgeau de urechi, se suiau un cârca lui, la un moment dat stătea pe cum sunt băncile alea lungi la strada de sport, voia să pună absențe sau ce făcea, vine unul de-a 12-a când nu era a 9 10-a și a dat așa un dos de palmă peste ouă și făcea Domn profesor, vă țineți bine la vârsta dumneavoastră. Ăsta era... Așa se uita. Bă, și vorbea ca Ceaușescu, numai că nu avea accentul ăla de... Așezați-vă liniștieți la locurile voastre N-avea accentul ăla, dar vorbea La mine în clasă nu vin, uh, ziceam, elevi netuși și nebărberiți Nu veniți cu blugi Ce sunt blugii ăia? Cum poți să stai picior peste picior? Vrei să-ți vadă profesorul bălegarul din Talpă? Și eu am zis Bă, domn' diriginte Nu am zis Bă, domn' diriginte Ați uitat să dați de mâncare la Iapă? N-ați mai plecat cu căruța? Și a tăcut plomă și au rurs alții de el și l-am luat o simulare atunci. Stăteam, domne, picior peste picior și talpa era spre culoarul pe unde treceau aia. Și aveam talpa curată, dar abia mi-am luat Adidas și aia. Aveam și o noi pe atunci, îmi permiteam și eu. Banii din YouTube, nu știu dacă făceam banii YouTube atunci. În fine, și cam asta e treaba și cu dirigul meu, care a făcut multe alte perle în continuare. A, ah, și mai avea pupincurista clase, am uitat să zic de ea. Care a făcut un fel de trădare de țară, cum am zis eu în clipul ăla. Bă, am vorbit ceva aici. 40 de... Ouleo, cât a clipul. Pe ăsta o să-l o să vadă întâi membrii și după o să-l vadă și restul. Așa. Și... Cum să zic, dacă era gălăgie la o oră, asta l sunat pe Dirigu, punea telefonul pe masă ca să audă Dirigu dacă e gălăgie sau nu. E, la un moment dat i-a zis Dirigu sau nu mai știu, fuse... Era multe chestii care astea lua apărarea lui Dirigu. Și era și toți printre tocilarele clasei. Și ne gândeam, bă, cum dracu are asta note mari? Și noi vorbeam pe grupul de messenger al clasei în timp ce și ea era acolo și vedea. Făcea una, făcea una, pe pulă e asta notele. Dar zic eu, bă, știți cum, dar am zis, pe bune, bă, copiază, că am văzut eu cum are copiuțele sub penar sau de geometrie ce avea. Făcea după, făcea unul, Bă, da, nu și ea în grupul nostru, dar fac eu A, bună, ce faci? Ziceam și eu, a, te salutăm Da Măcar copiam lecțiile de la ea Ai stat tu care era tot din zona de acolo De unde era și ea, că cam așa e ea Nesuferită Și ce să mai, mai erau momente în care Când zicea Dirigu ceva, întreba, așa e? Da, da, da da. Mereu dădea din cap cu Dirigu Era o chestie Bă, tu la bate, de ce nu te mari? Și colegii tăi n-au. Atentă. Deci toți to eram varză la mate. Ia copia și încă câțiva care copiau. Și... N-a putut să recunoască copiaza. A zis, da, sunt atentă. Futu te în gură. Mai, la altă chestie tot așa. Uh, am venit cu scutirea și nu, nu s-a înțeles bine acolo o cifră. Mi-a trecut data. Era că am modificat eu scutirea. Făcea, ia zi, nu era modificată scutirea cum ai zis tu, îi ce lua aia. Dar așa vorbea el. Zicea că e cine știe ce, un profesor de limba și literatura sport, ce să-i ceri. Și prost pe lângă asta. Face, mi s-a părut un pic, nu știu cum, de altă culoare, pixul. Sau ce dracu a zis. Am venit cu trei la școală. Și a zis, bă, vrei să dăm militaria jos din post sau nu și a vorbit cu el și gata, mi-a... Mi-a motivat absențele alea. Altă dată făcea Dar de unde vii tu cu scutirile astea? De la doctor, de la medic? Te urăceam destul de des și mergeam la medic Din totdeauna eu răceam des Chiar și la liceu Dacă răceam la liceu era cea mai fericită zi din viața mea Că stăteam dracu acasă Și mai și filmam pentru voi uneori Așa Și am întrebat Dar de unde vii cu... mereu cu scutirile? Păi dacă mă duc la doctor Mai puteam să facem și bilet din ăla de motivare, nici că am făcut Dalea, ci că nici nu le primea, mă căcam pe ele. Nu prea mi-a păsat de absențe, la un moment dat, în a 10-a mi-a zis că mi-a pus 8 la portare, că aveam absențe multe, că nu știu ce. Iau foaia matricolă când termin liceu, mă uit acolo 10 pe linie la purtare. Și dracu mă a trecut și ăla. La un moment dat ne calcula mediile, mă uit pe acolo să văd cum e treaba. În a 10 -a știu că el îmi calculase media, 6, 90 sau nu știu cât eram. Las-o dracu. Totuși, 6.90, așa puțin, așa mult, <laughs> așa mult 620, ghilimele mult. Mă gândeam, bă, totuși, cam puțin, adică așteptam și la un 7 ceva. Iau foaia matriculă, mă uit acolo, 7.40, 7.50, unde dracu 6.80, 6.90 cât zicea el, nu știu, ce trecea în catalogul ăla. Absențe, note scăzute la purtare pe absențe, n-aveam niciun punct scăzut la purtare, deci... N-am habar ce trecea la în catalog. Și așa nici nu scria catalogul, îi punea pe alții să scrie catalogul. Era un dezastru profesorul ăla, nu știu cum dracu putea să o predea acolo. Probabil pentru că era fosilă de când se înființa liceul ăla, care în continuare este o adunătură de comuniști. Poate că între timp și-a mai revenit, dar știu că fix după ce a eu liceu, nici că îi mai lăsau să iasă în curtea școlii să se ducă la chioșcul de peste drum, îi obligau să meargă la ala din curtea liceului, că avea oia nu știu ce contra, nu știu ce șpăși cu ăla și ăla bineînțeles că umfla prețurile, adică ceva ce costa un leu la ăla era un leu jumate, 2 lei, o coală dacă voiam să cumpăr de peste drum era 10 bani, la 150 de bani, și venea el într-una cu niște sandvișuri proaspete, ci că care erau niște chifle. Deci atâta era. Cât arăt eu, atâta era așa sandvișul ăla. Doi castraveți avea în el, puțină maioneză și cred că o umbră de salam pe acolo. Și cu alea făcea el afaceri, că își cumpăra lumea. La fel, știu că n-avea voie să vândă multe chestii. De unde? Toate nenorocirile luam de acolo și jeleuri dalea care pur și simplu niște bucăți de carton băgate în cutia de vopsea și cola și cred că și energizante aveau pe acolo toate chipsurile. Făceau profesoara Nu că din uh, idee să nu mai cumpara toate prostile, de asta avem în kiosc cu un curte. Da, și el a băgat toate nenorocirile. De nevoie mâncai nenorociri de acolo, că nu puteai să-ți tu ceva mai ok de peste drum. Pui mei, eram stai să mă duc să iau pâine de la magazin, niște sandwich, făcea sandwich. Nu puteam să fac asta, trebuia să o cumpăr de acolo. Bine că eu veneam cu mâncare de acasă, era mai pregătit. Așa. Uh, ce, ce, mai era pe acolo? A, ah, uh, până la urmă, așa zicea o profesoară, dar eu cred că era mușpagă. Mi-a mai zis o colegă că, ci că făcea lumea reclamații, că se fumează printre blocuri, se duc copiii să fumeze pe acolo și fac ei mizerie, aruncă chiștoace. Deși de la mine în clasă nici măcar jumate nu fuma. Și, pentru, și nu toți fumau așa după blocuri, fumau câțiva și, pentru a trebuie să suferim toți. e mei. Și a venit și legea aia împotriva fumatului. Că știți că de câțiva ani n-ai voie să fumezi în locuri publice. Și de fapt ai voie să fumezi pe stradă, n-ai voie să fumezi în stații de autobuz, nu știu unde, nu știu cum, în curțile unor instituții, mi se pare n-ai voie să fumezi, deși e aer, circulă aerul, se duce, în fine, o prostie. Și era o fază că profesorii se duceau să fumeze peste drum la chioșchi. Aveau voie să iasă ei. Noi n aveam voie, ăștia care eram fumători, să fumăm. Sau mai aveau o curticică interioară și mai încercau să fumeze pe acolo, dar nu prea le plăcea. Te vedeau toți. În fine. și ei fumau acolo. Și copiii ce să facă? Că mai erau unii majori care puteau să iasă în curtea dar nu îi lăsa să iasă, deși erau majori. Se duceau în foișor și fumau acolo. Dar strângeau, nu făceau mizerie, puneau într-un pahar. Cum să fumați în incita liceului? tot același profesor care nu suporta faptul că unii erau pletoși. Cum să fumați în incinta liceului, mi-e scârbă de voi. Colegii mei se duc să fumeze peste drum în ploaie la chioșchi și voi fumați în foieșor. Deci nu, aveau o boală pe aia care fumau, dar nu făceau mizerie să arunce chiștoace. Aveau un păcărel, puneau acolo, la aruncau după la coșul de gunoi, deci nu făceau pic de mizerie. Domne, că nu aveau voie să fumeze. Bă, într-adevăr, mie nu-mi nu, nu sunt fumător, n-am fumat în viața mea, da, la lasă-i să fumeze dacă le place. Zici că veneau cu băutură la școală sau cu... Cu... Cine știe ce. Și așa una a venit fumată la școală, era prăjită, rădea ca handicapata. Până ce-am luat-o eu așa ușor și -i am zis câteva chestii, i-a trecut instant. Cred că era pe la început cu băgatul de prostie. Da, Vă că am vorbit vreo 42 de minute despre cum a fost în clasa noua. Mai e ceva să-mi amintesc? nu prea cred. A, las că mai zic în episodul următoare despre cum a fost liceu, că o să fac un clip integral numai despre liceu. Partea a doua, cred. Ca 10 și 11 au fost cam la fel, la 12 am petrecut-o mai mult prin spitale, deci mare brânză nu o să fi. Hai, ne vom auzi data viitoare. Scrieți și voi comentarii întâmplările voastre din liceu și la episoadele anterioare din clasele respective și poate fac un videoclip pe tema asta. au les tuturor!